Bun. Cum înțelegem reforma politică? Reducerea numărului de deputați, de parlamentari, reducerea numărului de camere de la 2 la 1. Ce înseamnă reformă politică, de fapt? Reforma ar trebui să plece de la concurență. Fără o concurență reală, fără o dezbatere reală, fără figuri noi care să apară în competiția politică, nu se poate vorbi de reformarea clasei politice. Această temă cu numărul de, cu cele una sau două camere, după părerea mea, este una falsă, în următorul sens. Nu contează câți parlamentari avem sau că sunt una sau două. Contează să avem oameni tineri, contează să avem oameni noi. Dacă avem 460 de parlamentari care își fac treaba cum și-au făcut-o cei de până acum, sau dacă avem 300 de parlamentari care își fac treaba la fel de prost, deși am redus cu 160 de locuri numărul de parlamentari, este același lucru. De aceea, pentru a avea o reformă reală în politica românească, trebuie să avem condiții electorale rezonabile. Trebuie ca în România aceste standarde extrem de ridicate de îndeplinit trebuie să fie măcar la o medie europeană, dacă nu sub ea, astfel încât să fie posibilă concurența. Numai prin apariția, prin intrarea în politică a unor oameni tineri, care să aducă cu ei un suflu nou, numai așa se poate realiza reforma. Pentru că vedem însă în marile partide că au intrat tineri. Că sunt câțiva tineri. Nu dar câțiva, ei, destul de mulți destul la de ultimele mulți, alegeri. Destul de mulți. Dar ei, de fapt, împrumută din comportamentele și atitudinile seniorilor acestor partide. Aici, la Cluj, au încercat să facă o poză diferită și unii chiar au și reușit. M-aș bucura să fie așa și... Chiar dacă vorbim de PSD, ca să fie clară treaba, cel mai vechi partid din 89 în România, da? Deci m-aș bucura să fie așa. În ce mă privește, nu am recepționat însă semnale concludente în această direcție. Din păcate, ceea ce am constatat eu este că în marea majoritate a cazurilor, sigur, nu vreau să generalizez și nu-mi plac judecățile care pun pe absolut toată lumea în aceeași oală, dar în marea majoritate a cazurilor, tinerii din marile partide sunt de regulă niște copii, mai mult sau mai puțin palide, ale seniorilor. Nu se disting prin nimic substanțial în atitudine, comportament, discurs de aceștia. Așadar, da, am putea avea în vedere o reducere a numărului de parlamentari. Însă, cred că este important să rămână două camere ale Parlamentului. Este și o tradiție a politicii românești cu două camere și este și o rezoluție recentă a Parlamentului European care solicită statelor membre să aibă câte două camere. Una regională, una... Exact. Adică e un pic în alt context. Da, dar organizarea trendul european ar fi cu două camere. Una peste alta, tema merită discutată. Ea însă, cred că suntem cu toții conștienți, a fost acum forțat introdusă în cadrul acestui referendum pentru a da o anumită muniție electorală, să spunem, președintelui actual, Traian Băsescu. Doamna Oprea, sărut mâna doamna Oprea, vă ține sonul și vă completează. Spune așa, ferul Federația Ecologistă în România. Da, din România. Era plin de relicve umane, 90 de ani, care au dus în umbră partidul, nu s-a făcut nimic, e nevoie de multă muncă să iasă la lumină. PV, succes. Partidul Verde. PV, Partidul Verde, succes lui Cernea pentru că încearcă. Aveți fan deja la Cluj, uite, după 30 de minute de emisiune. Mi-e greu să întreb într-un timp atât de scurt, mai aveam aproximativ 10 minute. Întreba Dinaru, între spectatori, ce șanse vă acordați în urma acestei candidaturi? Mi s-a mai pus această întrebare și eu dau cu toată onestitatea următorul răspuns. Cred că de fapt ceea ce mă împiedică
într-o anumită măsură, să devin președintele României, este mediatizarea. În precampania electorală am trăit această experiență 55, timp de 55 de zile, nicio televiziune nu a acceptat să difuzeze mesajele mele. Nici una, în București. Acum însă, când am ocazia să mă fac cunoscut, credeți-mă că primesc un volum imens de mesaje de susținere. Asta înseamnă că există un public deschis către un discurs care pune accent pe raționalitate. Există un public sensibil la chestiuni de mediu. Există un public care își dorește o schimbare. Există un public care, mulți mi-au scris, n-aș mai fi vrut să merg la vot, dar acum voi merge și te voi vota. Și sigur, fără a avea niciun fel de iluzii, fiind foarte conștienți de dificultățile care ne stau în față, cred că prin candidatura mea pot reaprinde speranța că se poate face în România o politică rațională, echilibrată, îndreptată înspre interesul public. Cred că sunt... Votul pentru mine înseamnă a vota împotriva prestației actuale politice, asta este absolut clar. Cred că este o șansă pe care dată tinerilor, pentru că foarte mulți tineri se vor regăsi în candidatura mea. Sunt cel mai tânăr candidat, am 35 de ani recent împlinit. Mulțumesc! Dincolo de temele care privesc România și societatea românească, Partidul Verde, prin agenda sa, este interesat și de temele globale și aș spune doar două cuvinte despre importanta reuniune de la Copenhaga din decembrie, când urmează să fie luată o decizie cu implicații globale, cu implicații planetare,